Natalia Intotero, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, crede cu tărie că tinerii reprezintă viitorul României. Prin urmare, aceștia merită să le dedicăm toate eforturile și speranțele noastre pentru a construi împreună o viață mai bună pentru generațiile viitoare. Concursul Național de Proiecte de Tineret și Studenți, cu un buget de 3 milioane de lei, creditele Family Start și Student Invest, toate acestea vin în sprijinul a mii de tineri, iar anul acesta tânăra generație are la dispoziție 15.000 de locuri în tabere. Anul acesta avem peste 15.000 de locuri în tabere, 6.000 de locuri în tabere pentru studenți, 4.000 de locuri pentru tinerii cu dizabilități, olimpici, tineri proveniți din familii monoparentale și din medii defavorizate, copii orfani cu vârsta între 14 și 18 ani, în cadrul cărora sunt învățați principalele deprinderi de viață. De asemenea, în parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cu sprijinul Direcțiilor Județene de Tineret și Sport și al Patriarhiei Române, organizăm în acest an cea de-a 15-a ediție a programului de tabere ARC 2024, unde vor participa copiii din diaspora și comunitățile istorice, a declarat Natalia Intotero, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse.